copiii cu mediul înconjurător. Domnul ministru, știu că aveți în dezvoltare o strategie. Ne așteptăm să întâmple cât mai curând. Între timp, programul de împădurire, programul de curățare a satelor și orașelor noastre de gunoiești, dar și de instalare a stațiilor pentru a evita deversările de ape reziduale. La fel, ieri a început prima probă la BAC. Vreau să doresc succes tuturor elevilor absolvenților și părinților lor, evident. Guvernul, știți că construiește un sistem educațional robust și calitativ. Avem investiții de peste 500 de milioane de lei în universități. Am mărit alocațiile pentru învățătorii tineri, am dublat bursele de studii pentru cei care merg la pedagogie și obiectivul nostru este să avem un sistem educațional foarte, foarte bun. Acum, încă un lucru care vreau să-l menționez, sunt alegerile europarlamentare care încep mâini și de joi până duminică inclusiv. Vreau să încurajez pe toți cetățenii europeni din Republica Moldova, dar și din afară, să meargă în zilele de 6, 7, 8 și 9 inclusiv, să voteze pentru partidele din familiile europene care susțin extinderea Uniunii Europene și susțin extinderea, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Colegi, dacă avem ceva pe agenda, da, vă rog, doamnă ministru. Bună dimineața, stimate domnule prim-ministru. Propun completarea ordinii de zi cu privire la aprobarea avizului la proiectul de amendamente parvenit la proiectul de lege numărul 175 cu privire la modificarea codului penal și codului contravențional în baza solicitării Comisiei Juridice numărul 58 din 3 iunie 2024. Mulțumesc. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Atunci, pe agenda, începem cu domnul ministru Lazarencu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, colegi, stimați cetățeni, într-adevăr, astăzi, 5 iunie, marcăm Ziua Mondială a Mediului și vreau ca această zi să fie un apel la acțiune pentru fiecare din noi, să conștientizăm că fiecare faptă a noastră are impact asupra mediului și vă îndemn pe toți să fim mai responsabili, să adoptăm obiceiuri mai prietenoase mediului pentru a construi un viitor mai sănătos pentru noi și generațiile următoare. În continuare, codul subsolului. Guvernul se aliniază la directivele europene relevante pentru a asigura o gestionare rațională a subsolului și o protecție adecvată a mediului înconjurător prin aprobarea noului cod al subsolului. Prin acest proiect de cod, autorizarea devine un instrument crucial în asigurarea că activitățile care implică exploatarea sau utilizarea subsolului sunt efectuate în conformitate cu standardele de siguranță și protecția mediului. Autorizarea în conformitate proiectul codului subsolului implică evaluarea detaliată a impactului asupra mediului, luând în considerare aspecte precum conservarea biodiversității, gestionarea adecvată a deșeurilor extractive și protejarea resurselor naturale. Mai mult ca atât, acest proces de autorizare promovează transparența și implicarea publicului în deciziile legate de exploatarea subsolului, oferind oportunități pentru consultare și contribuții din partea comunităților afectate. În proiectul codului subsolului se prezintă un rol mai larg al autorității locale în domeniul folosirii și protecției subsolului, incluzând o gamă mai extinsă de competențe, de la atribuirea terenurilor la coordonarea lucrărilor de dinamitare, participând la elaborarea programelor de folosire rațională a subsolului și la notificarea în privința lucrărilor de cercetare geologică și participarea la evaluarea impactului asupra mediului. Un mecanism important va fi crearea garanțiilor financiare pentru refacerea mediului. Astfel, agenții economici vor fi obligați să creeze și să utilizeze fonduri de lichidare și recultivare a terenurilor afectate de exploatările miniere. Garanția financiară va deveni un instrument esențial pentru protejarea mediului în contextul activităților de exploatare a subsolului. Aceasta asigură resurse financiare și suficiente pentru reabilitarea zonelor afectate și pentru a preveni deteriorarea mediului. Proiectul hotărârii de guvern a fost supus avizărilor și expertizilor necesare și în contextul celor menționate propunem susținerea și aprobarea proiectului prezentat. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim. Vă rog să continuați, domnul ministru. Mulțumesc. În scopul realizării Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anul 24-27, dar și Planul de Acțiune al Guvernului pentru anul 24, prezint proiectul
de guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, consolidarea prevederilor ce țin de fișa de date de securitate, reglementată prin legea numărul 277 privind substanțele chimice. Pornind de la faptul că tendința globală de utilizare a produselor chimice este în continuă creștere, intervine necesitatea de a informa utilizatorii despre pericolele și riscurile prezentate de substanțele și amestecurile chimice furnizate pe piață. În acest sens, fișa cu date de securitate este un document important de informare în lanțul de aprovizionare privind componentele, proprietățile fizico-chimice, pericolele și riscurile pe care prezintă substanțele și amestecurile chimice furnizate. Prin urmare, prezentul proiect vine cu completări care se referă la fișa cu date de securitate și anume formatul și elemente de cuprins ale acestea care reflectă informații detaliate privind componentele, proprietățile fizico-chimice și pericolele și riscurile care reprezintă substanțele și amestecurile furnizate. Scopul final al modificărilor propuse este să creștem gradul utilizatorilor bine informați și acces la surse corecte și sigure privind pericolele și riscurile prezentate de substanțele și amestecurile chimice furnizate pe piață. În temeiul celor spuse, mai larg, vă rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministru Mihailov Moraru, vă rog. Mulțumesc, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului numărul 2 la acordul cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău semnat la 30 aprilie 2024. Reamintesc că acest proiect vizează în special aprobarea restructurării financiare administrative și prelungirea valabilității acordului cadru de împrumut și este necesar de a fi supus conform procedurilor legale și ratificării de Parlament pentru asigurarea implementării acestui proiect important pentru țară. Astfel, ratificarea amendamentului numărul 2 va contribui la realizarea obiectivului Guvernului Republicii Moldova de îmbunătățirea condițiilor de detenție a persoanelor și asigurarea de noi standarde în materie de siguranță, securitate și disciplină în conformitate cu normele internaționale. Reieșind din cele expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretar general de stat Gantea, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii ocrotirii sănătății numărul 411 din 1995. Proiectul în cauză a fost elaborat în vederea atragerii, motivării și menținerii în sistemul medical a medicilor, farmaciștilor și a personalului medical cu studii medii, în special în zonele rurale, orașele mici, unde în comparație cu zonele urbane se atestă un deficit semnificativ de resurse umane. Respectiv, principalele prevederi ale prezentului proiect sunt compensarea cheltuielilor pentru navetă, lucrătorilor medicali cu studii superioare de licență în medicină, cu studii postuniversitare de rezidențiat și cu studii profesionale tehnice postsecundar și postsecundar non-terțiar medical și farmaceutic, angajați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice din orașe și sate comune, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți, aflați cu domiciliul în afara localității de amplasare a instituțiilor medico-sanitare publice unde activează. O altă prevedere este includerea tinerilor specialiști cu studii superioare de licență în medicină în lista beneficiarilor de înlesniri acordate. Această prevedere rezidă prin faptul că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu formează specialiști cu studii superioare de licență în medicină, optometriști, asistenți medicali generaliști licențiați, tehnicieni radiologi, kinioterapeuți, care actualmente, conform prevederilor legale, nu pot beneficia de facilitățile respective acordate tinerilor specialiști. O altă prevedere este extinderea perioadei obligatorii de activitate, precum și de acordare a facilităților, inclusiv a indemnizației, de la 3 la 5 ani, de la repartizare pentru absolvenții studiilor superioare de licență în medicină și studiilor postuniversitare de rezidențiat. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Ca și următorul proiect, această hotărâre de guvern are menirea să încurajăm tinerii specialiști din medicină și din educație să meargă în satele și orășelele noastre. În acest context, doamna secretar de stat Cazacu, vă rog să prezentați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Cabinetului de Ministri,
Vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcții didactice vacante. Proiectul dat va contribui la consolidarea resurselor umane în sistemul educațional, la motivarea absolvenților programelor de studii din domeniul științelor educației pentru profesia didactică, la creșterea atractivității și a prestigiului profesiei de cadru didactic. Se propune aprobarea regulamentului cu privire la repartizarea absolvenților în câmpul muncii în funcții didactice vacante, precum și aprobarea metodologiei de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii. Proiectul dat prevede majorarea indemnizației unice de la 120 la 200 de mii de lei tinerilor specialiști, absolvenței programelor de studii superioare de licență și de master și de la 96 la 160 de mii de lei pentru tinerii specialiști, absolvenței programelor de studii profesional-tehnice din domeniul educației, angajați în instituțiile publice de învățământ general prin repartizare, precum și compensarea cheltuielilor personalului didactic angajat prin repartizare în instituțiile publice de învățământ general din mediul rural, din centrele raionale și din UTA Găgăuzia în primii 5 de activitate pentru închirierea spațiului locativ se alocă a câte 1.000 de lei lunar și pentru consumul de energie electrică și termică 3.000 de lei anual. În contextul celor enunțate mai sus, rog susținerea proiectului dat. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt și acum domnul Prodan ne va prezenta o hotărâre de guvern prin care vom încuraja cadrele tinere și în domeniul culturii. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați colegi, iată că pentru prima dată în istoria Republicii Moldova și tinerii specialiști din domeniul culturii vor primi indemnizații unice în urma absolvirii și repartizării în satele, comunele, centrele raionale din Republica Moldova. Astfel, cei care absolvenții instituțiilor de învățământ superior de profil vor primi o indemnizație unică de 120.000 de lei și absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic de profil vor primi o indemnizație unică de 90.000 de lei. Prin hotărârea de guvern propunem aprobarea mecanismului de aplicare și de repartizare a sumelor respective. Vă mulțumesc. Rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Domnul vicepremier Alaiba, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Guvernul construiește o economie puternică, dezvoltată, care să susțină necesitățile cetățenilor noștri într-o viață mai bună și într-o calitate a vieții mai bună. Astăzi vă prezint o viziune strategică în acest sens care să ne ajute să atingem acest obiectiv și anume Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030. Un document strategic și esențial care definește direcțiile de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru următoarea perioadă. Strategia conține atât acțiuni cu impact imediat, cât și acțiuni cu efect pe termen lung, care vor permite revitalizarea și dezvoltarea durabilă a economiei. Se urmărește eficientizarea utilizării resurselor și oportunităților existente în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru a avea o creștere economică mai rapidă, mai inclusivă și mai durabilă. La momentul actual, economia Republicii Moldova se confruntă cu multiple provocări și probleme structurale care pur și simplu nu permit economiei să crească mai rapid, și anume productivitatea scăzută a muncii, acces limitat la finanțare, acces limitat la capital, infrastructură deficitară, inovație insuficientă, inegalități economice și tranziție lentă către o economie verde. Aceste probleme sunt amplificate de contextul global, marcat de schimbările climatice, redresarea post-pandemică și, desigur, războiul din țara vecină, Ucraina. Pentru a ne asigura un viitor prosper și durabil, este imperativ să intervenim strategic pentru a transforma aceste provocări în oportunități. Soluțiile propuse vizează crearea unui mediu economic stabil, competitiv și favorabil investițiilor, antreprenoriatului și pregătirea economiei pentru aderarea la Uniunea Europeană și implicit devenirea parte componentă a pieței unice europene. La fel, strategia prevede extinderea și diversificarea sectorului de servicii cu valoare adăugată pentru export, stimularea industriei inovatoare bazate pe produse tehnologic complexe și cu o valoare adăugată înaltă.
Sectorul privat, de la întreprinderi mici și mijlocii până la marile companii, vor beneficia de avantaje semnificative în urma creării unui mediu de afaceri mai stabil și mai competitiv. Nu în ultimul rând, comunitatea internațională și partenerii de dezvoltare vor găsi în Republica Moldova un partener mai robust și mai aliniat la standardele și valorile europene. Înainte de a solicita susținerea acestui proiect, vreau să mai spun un singur lucru. În fața noastră se află o oportunitate unică de a transforma visul nostru european în realitate. Această strategie nu este doar un plan economic, ci și un angajament pentru un viitor mai bun al cetățenilor noștri, pentru generațiile de azi și cele care vor urma. A venit momentul să fim cu toții acea schimbare pe care ne dorim pentru ca țara noastră și pentru ca împreună să construim o Moldovă care să fie un model de succes în Uniunea Europeană. Rog susținere. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doar să menționez că acest document mai are o valență, și anume el va constitui baza pentru ca Uniunea Europeană să finanțeze proiectele de dezvoltare și de transformare a Republicii Moldova. Domnul ministru Parlicov, vă rog. Bună ziua, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Guvernul continuă să facă eforturi pentru a integra piața energetică a Republicii Moldova în piața energetică europeană. Vrem să ajungem acolo înainte chiar de a deveni stat membru cu drepturi depline. Iar pentru asta sunt demarate o serie de proiecte, unul dintre care este Bălți-Suceava, construcția interconexiunii Bălți-Suceava. Și acum este vorba de un proiect tehnic, de instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă pentru a declara acest proiect Bălți-Suceava drept proiect de interes național. Este o comisie care cuprinde reprezentanții mai multor ministerii, inclusiv autorități publice locale, pe teritoriul cărora va trece linia și va permite realizarea acestui proiect în termenii stabiliți. Deocamdată cel mai ambițios este sfârșitul anului 2027. Rog susținerea noastră. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Spânu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, Agenția Națională de Transport Auto prestează mai multe servicii agenților economici și în acest sens nu dispune de un mecanism clar de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate. În acest sens, proiectul metodologiei pe care îl propunem spre aprobare vine să rezolve această problemă, care va stabili o formulă de calcul a tarifului transparentă și corectă. Astfel vor fi incluse toate costurile, iar agenții economici vor ști modul de calculare, astfel ca să fie sigur că plătesc un preț corect. În acest sens, rog susținerea aprobării metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către ANTA. Mulțumesc! Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretară general de stat, Gante, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea semnării acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind proiectul Modernizarea și Îmbunătățirea Serviciilor de Reabilitare, care prevede acordarea mijloacelor financiare sub formă de împrumut în sumă totală de 36.200.000 euro pentru implementarea proiectului Modernizarea și Îmbunătățirea Serviciilor de Reabilitare. Serviciile de reabilitare sunt esențiale pentru a ajuta persoanele care se confruntă cu dizabilități sau afecțiuni cronice ca să-și recupereze funcțiile fizice și cognitive și să se reintegreze în societate. Proiectul are ca obiectiv fortificarea capacităților de reabilitare medicală a Republicii Moldova cu accent pe îmbunătățirea calității vieții și a gradului de independență a persoanelor cu afecțiuni. Implementarea acestui proiect va consolida capacitățile de răspuns în caz de urgențe medicale, cu risc sporit pentru viața și sănătatea pacienților, cu accent pe accidentele vasculare cerebrale și atacurile de cord, va dezvolta serviciile de reabilitare în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, fiind asigurată instruirea personalului medical conform standardelor internaționale, create departamente de reabilitare moderne, dotate cu echipamente performante și dispozitive medicale necesare. Implementarea proiectului se va realiza în perioada 2024-2029. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt, mulțumesc. Domnul secretar de stat, Mâțu, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul de hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Proiectul acordului a fost elaborat cu scopul de a institui cadrul legal necesar realizării schimbului de informații clasificate, care stau la baza tuturor activităților ce implică asemenea interacțiune între statul nostru și Statele Unite. În contextul intensei cooperări și a întregului spectru de relaționare și comunicare cu SUA, protecția informațiilor a devenit o prioritate ca dimensiune a securității naționale. Prin intermediul arhitecturii de cooperare instituită prin acest acord, se asigură o coerență crescută în ceea ce privește măsurile de protecție reciprocă a informațiilor clasificate, responsabilități clare și predictibilitate în ceea ce vizează acțiunile desfășurate de fiecare parte în domeniul vizat. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretar de stat, Mihail Nikitin, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, Guvernul continuă acordarea suportului diasporii Republicii Moldova și facilitarea accesului acesteia la servicii de calitate. În acest context se prezintă proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea acordului întocmit prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind conversiunea permiselor de conducere întocmit la Chișinău la 22 februarie 2024 și la Tirana la 21 martie 2024. Prin aprobarea acordului se va asigura recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale statelor, inclusiv pentru titularii permiselor de conducere valabile cu permise de ședere din Republica Moldova și Republica Albania pe bază de reciprocitate. Acest fapt va facilita libera circulație în traficul internațional și va oferi posibilitatea deplasării cetățenilor ambelor state pe teritoriul acestora. Respectivul acord corespunde și vine să completeze politica externă promovată de Republica Moldova privind dezvoltarea bunelor relații cu Republica Albania, iar aprobarea acesteia se pliază pe prerogativele incluse în Planul Național Construim Moldova Europeană. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretar de stat, rog să continuați. Guvernul continuă fortificarea securității frontierelor de stat, precum și combaterea migrației ilegale. În această ordine de idei prezint proiectul hotărârii de guvern pentru inițierea negocierilor asupra proiectului protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind implementarea acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană cu referire la readmisia persoanelor cu ședere ilegală semnat la Bruxelles în 10 octombrie 2007 și acordarea de împuterniciri pentru negocierea acestuia. Scopul acordului rezidă în fortificarea cooperării în domeniul combaterii migrației ilegale și facilitarea gestionării migrației și a fluxurilor de persoane între statele părților contractante, precum și menținerea controlului asupra frontierelor prin stabilirea unui cadru legal pentru returnarea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Tratatul dat este orientat spre extinderea cooperării bilaterale în domeniul readmisiei, devenind imperativ în contextul aprobării Planului Național de Acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027. Prin urmare, acesta va facilita stabilirea unui dialog continuu și eficient pentru impulsionarea procesului de prevenire și combatere a migrației ilegale. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Lazarenko, vă rog. Stimați colegi, Guvernul construiește un mediu ecologic curat și prosper pentru dezvoltarea unui sistem de etichetare ecologică care are ca obiectiv înlocuirea substanțelor dăunătoare cu substanțe mai sigure, oricât acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind etichetarea ecologică reiese din contextul necesității formării cadrului normativ de punere în aplicare a regulamentului privind etichetarea ecologică, prin includerea simbolului oficial al etichetei ecologice ECO.
Sistemul de etichetare ecologică este un sistem voluntar care permit producătorilor de a alege să se alăture sau nu unui sistem de eco-etichetare. Proiectul hotărârii prevede reglementarea particularităților simbolului etichetei ecologice și condițiilor de utilizare a etichetei ecologice. Ne propunem prin aceste reguli și prevederi să asigurăm transparența, autenticitatea și integritatea procesului de etichetare ecologică, protejând astfel interesele consumatorilor și promovând dezvoltarea durabilă. Urmarea aprobării proiectului se va asigura promovarea produselor și serviciilor ecologice, informarea corectă a consumatorilor, asigurarea concurenței loiale și prevenirea utilizării frauduloase a etichetelor ecologice. În contextul celor expuse, propun susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul viceprimier Alaiba. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați colegi, după cum știți, suntem într-un plin avânt de edificare a unui stat 100% digital, iar infrastructura digitală este esențială în acest proces. Această decizie ține de platforma MDocs. Prin prezentul proiect, noi includem platforma MDocs în lista sistemelor informaționale partajate prevăzută de în anexa hotărârii Guvernului numărul 414 din 2018, odată cu includerea în această listă, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică va putea asigura administrarea tehnică și mentenanța platformei. Platforma MDocs, ca să amintesc tuturor, reprezintă un mecanism reutilizabil, sigur și ușor de folosit pentru diferite cazuri în care este necesară păstrarea sau partajarea într-un mod securizat a documentelor electronice emise de autorități și instituții publice, de exemplu certificate, extrase, acte confirmative și multe altele. Platforma MDocs nu este doar un instrument tehnologic, ci și un simbol al angajamentului nostru de a aduce Republica Moldova în rândul statelor europene, de a asigura transparență, securitate și eficiență în administrația publică. Și o să utilizez această ocazie, dacă îmi permiteți, să vă invit pe toți, începând cu mâine, la Moldova Digital Summit, unde o să avem multe știri bune în acest domeniu. Mâine și poimâine, timp de două zile, o să lansăm platforma EVO în spațiu public, o să lansăm MIA, plăți pentru antreprenori, o să fie multe surprize și mulți invitați foarte interesanți, multe idei, atât din Republica Moldova, cât și din multe alte țări, de ce vă invităm pe toți. Vă mulțumesc și rog susținere. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Spânu, vă rog. Stimați colegi, prezint un proiect frumos dedicat domeniului construcțiilor. În urma dialogului social între companiile din domeniul construcțiilor, dar și a partenerilor sociali, sindicate și patronate, s-a constatat că Ziua Lucrătorului din Construcții, care este declarată a doua duminică a lunii august, nu este cea mai potrivită. Ținând cont că în august toată lumea este în concediu și este mai greu de organizat diferite manifestații cu dedicație pentru această zi. În acest sens, proiectul răspunde apelului făcut de către organizațiile reprezentative, Federația Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții din Republica Moldova, Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor și Producătorilor de Materiale de Construcție, Condrumat, și Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții, Sindicons, și propune transferarea acestei sărbători pe data de 14 septembrie. De asemenea, menționez că această dată de 14 septembrie se aliniază și sărbătorii similare cu cea din România. Astfel, ținând cont de legăturile și istorice, dar și prezente între companiile de construcții angajați în acest sector, este o idee foarte bună. De aceea rog susținerea modificării acestui punct din hotărârea de guvern 307 din 1994. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Lazarenco, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri de guvern și aprobarea a regulamentului privind valorificarea terenurilor fondului apelor și a construcțiilor hidrotehnice. Acest proiect este unul așteptat de primari și vine să deblocheze perceperea plăților pentru folosința terenurilor fondului apelor și a construcțiilor hidrotehnice, a lacurilor de acumulare, iazurilor, heleșteilor, bazinilor de acumulare a apei și a fâșiilor riverane de protecție a apelor. Astfel, regulamentul stabilește o metodologie de calcul a plății pentru folosirea terenurilor destinate fondului apelor,
proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale prin transmiterea în locațiune și superficie. Norma prevede și mecanismul de transmitere din gestiunea autorităților administrației publice centrale în gestiunea autorităților administrației publice locale de nivelul 1 a terenurilor fondului apelor aferente râurilor. Aprobarea prezentului proiect este absolut necesară pentru crearea condițiilor pentru o activitate legală a agenților economici din domeniile de acvacultură, agricultură și agrement, prin deținerea actelor confirmative de drept a relațiilor funciare asupra bunurilor imobile menționate. Mai mult de atât, valorificarea corespunzătoare a acestor bunuri va genera surse de venit la bugetele locale și cel de stat, concomitent constituind drept bază pentru achitarea impozitului funciar, soluționând astfel problema existentă de ratare acestor surse. În temeiul celor spuse, vă rog să susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Dincolo de faptul că avem o descentralizare a acestor decizii, la fel, asta trebuie să dea și mai multe venituri pentru administrația publică locală în localități. Mulțumesc. Doamna secretară de stat, Misael Nikitin, vă rog. Guvernul continuă garantarea securității frontierei de stat și crearea condițiilor mai bune de viață pentru cetățeni. În acest context se prezintă proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea de guvern numărul 765 din 2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova, elaborat în scopul respectării drepturilor fundamentale la libera circulație a persoanelor, având la bază eliberarea de către unele state a unor documente de călătorie de tip nou. Prevederile proiectului stabilesc modificarea anexei sus menționate prin completarea listei documentelor de călătorie emise de țările terțe, entități și autorități teritoriale, cu poziții noi ce prevăd anumite tipuri de documente, pentru ca acestea să poată fi acceptate la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. Totodată, tratamentul unitar față de cetățenii diferitor state va consolida relațiile de cooperare cu acestea, în special cu statele membre ale Uniunii Europene. În temeiul cerului expuse, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege înaintat cu titlul inițiative 49 din 16.02.2024. Prevederile în acest proiect contravin principiilor și regulilor bugetare fiscale, precum și atribuțiile Guvernului în domeniul finanțelor publice. Adiționat, se menționează că nota informativă aferentă proiectului de lege nu conține impactul financiar al implementării acesteia, ceea ce contravine prevederilor din legea 100 din 2007 cu privire la actele normative. În contextul celor expuse, Guvernul nu susține proiectul de lege înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru, vă rog. Stimați colegi, vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea avizului la proiectul de lege înaintat cu inițiativă legislativă numărul 80 din 12.03.2023. Proiectul în cauză nu se susține următoarele argumente. Legislația în vigoare reglementează modalitățile de susținere contribuabilă aflată în dificultate de a-și onora obligații fiscale prin amânarea sau eșalonarea acestor plăți în termenul și în distingerea obligațiilor fiscale. Totodată, amânarea termenului de achitare a majorării de întârziere va crea inechitate fiscală în raport cu alți contribuabili care s-au desfășurat activitatea în același domeniu, totodată și-au onorat obligațiile în timp. Vreau să menționez că, în vederea susținerii întreprinderilor și agenților economici, ca urmare a crizelor economice, Guvernul a implementat deja o serie de măsuri de sprijin cum ar fi fonduri pentru susținerea diverse sectoare economiei afectate de criză și programe de creditare cu dobândă subvenționată pentru a facilita accesul la finanțare pentru agenții economici. În temeiul celor expuse, mai sus, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Mulțumesc, domnul ministru. Doamna ministru Mihailova Muraru, vă rog. Mulțumesc, stimați membri ai Guvernului. Prezint atenție dumneavoastră hotărârea de aprobare a avizului la proiectul de lege privind modificarea legii cetățeniei Republicii Moldova, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 150. Scopul acestui proiect de lege vizează ca prin modificările date se vor elimina vulnerabilitățile legislative în materia dobândirii cetățeniei și se vor diminua riscurile asupra securității statului și ordinii publice. Respectiv, proiectul de lege propune mai multe modificări.
Persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu se află la evidența autorităților și nu dețin cetățenia acestei țări, vor fi în măsură să pornească inițierea procedurii de recunoaștere în calitate de cetățean și acest lucru se va face în baza unei cereri. Situația geopolitică din regiune a generat un număr mare de solicitări de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova. De aceea optăm pentru prevenirea eventualelor situații în care sunt prezentate informații false, ori se acordă cetățenie unor persoane care pot afecta securitatea statului. În acest sens, se propune extinderea cercului de persoane care cad sub incidența motivelor de refuz de recunoaștere în calitate de cetățenie Republicii Moldova. Totodată, considerăm oportun ca organele abilitate care examinează cererile de acordare a cetățeniei să aibă suficient timp de verificare a dosarului depus de solicitant. În acest sens, se propune opțiunea de prelungire a termenului de examinare cu 6 luni pentru cererile de acordare, redobândire și recunoaștere a cetățeniei. Mai mult ca atât, țara noastră are obligația respectării mai multor standarde internaționale. De aceea, faptul că solicitantul în perioada de examinare a cererii de acordare a cetățeniei execută sau are de executat pedeapsă penală privativă de libertate sau are antecedente penale nestinse, nu va putea servi temei de refuz în cazul în care există riscul de recunoaștere a acestuia în calitate de apatrid. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim și colegului nostru din Parlament, deputatului Chiriac, pentru această inițiativă. Doamna ministră, rog să continuați. Stimați membri ai Guvernului, propun spre aprobare avizul Guvernului la proiectul de amendamente a unor deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce ține de codul penal și codul contravențional, inițiativa legislativă a Guvernului 175 din 2023, urmarea solicitării Comisiei Juridice numărul 58 din 3 iunie anul curent. Amendamentele respective au fost înaintate inclusiv în contextul prevederilor articolului 131 alineatul 4 și 6 din Constituție în vederea examinării proiectului de lege în lectura finală. Menționez faptul că aceste amendamente vizează completarea legislației penale în partea ce vizează incriminarea ultragierii personalului didactico-științific, revizuirea sistemului de sancționare a persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor economice și de corupție, prin asigurarea unui efect mai puternic descurajant, consolidarea cadrului normativ penal de incriminare cu privire la respectarea cerințelor de calitate în domeniul construcțiilor și altele. Menționez faptul că la elaborarea acestor amendamente au fost organizate multiple consultări pe platforma Parlamentului cu reprezentanții diferitor instituții, inclusiv cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției. În contextul în care propunerile prevăzute în amendament au un impact financiar pozitiv asupra bugetului de stat, se comunică lipsa de obiecții aferente acestora. Prin urmare, Guvernul susține amendamentele la proiectul de lege. Rog aprobarea proiectului de aviz. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă mulțumesc tare mult.